stai ca să facem singur rând, stai că n-am unghii. Oh! Oh, că nici eu n-am, stai să-mi crească. Stai puțin. 1. Stai, oh, că nu apuc aici, hai gata. 1, 2, 3, ține, nu, ține mai sus, mă, handicapul. 1, 2, 3 și... Auzi, eu ăla. Că mă tăi, nu mă tăi. Te arde pielea? Mă arde, mâncați așa ochii tăi. Și pe mine. Nu e, soarele nu e de noi, mă. Noi facem parte din categoria aia de oameni pe care soarele încearcă să-i ucidă constant. Pe noi soarele ne arde și la propriu și la figurat. Da. Iartă-mă că spun. Aia zic, și nu e... Bă, dar eu nu mă așteptam. Ce nu te așteptai? Cât am stat afară? 4 ore. Eu nu mă așteptam că am 4 ore să mă nenorocească soarele în ultimul hal. Eu am stat o zi întreagă. Mă bucur că eu sunt decent față de tine. Deci dacă v-aș arăta ce am pe gât, de-aia îmi luai cămașa, să nu mă mai atingă lumina. Păi uite, mie nu prea îmi place să mă duc la piscină. Am fost la piscină, asta e ideea. Și-o duc la piscină. Piscine diferite, dacă vă vine să crezi, în același interval orar. Nu place. Eu n-am intrat în apă. Am intrat în apă. Eu m-am dus acolo mai așa, mai pe orc, așa, dar nu mi-am luat nici pantaloni scurți, nici așa, că am zis, bă... Vreau să fiu diferit. Vreau să fiu diferit. Aia, aha. Am regretat un poco. Da, dacă îmi luam și pantaloni scurți, îți dai seama că picioarele mele erau chicken wings. Adică... Oribil. Ce vă recomand eu, din propria experiență? Dacă v-ați ars pe piele, luați-vă Bepanten. Este o cremă pentru bebeluși, pentru iritații. Știți, bebelușii mai poartă cât un scutec, să irită, aia e. E. Aceeași minte bebeluș o am și eu când m-am dus la piscină fără să mă dau cu pic de protecție solară. Drept urmare, Bepantenul funcționează excelent, dai cu el pe piele, e senzațional, te liniștește, te calmează. Eu auzi. E 23, 24, 25 de lei undeva, până în 30 de lei în orice caz, dacă aveți și card Catena Sensiblu. Aia e. Am impresia că facem promo pentru chestia asta. Bepanten, pentru când te-ai ars, neprotejat. Că nu te-ai protejat cu protecție solară. Nu te-ai protejat, că ai fost prost. Ai fost prost. Aia e fază. Și ție de ce nu-ți place? Că tu par copilul mării așa un pic. Eu copilul mării? Mai știi, mă, când am fost la mare și tot drumul mi-ai zis că nu știi să noci și în 10 minute când am ajuns acolo făceai pluta? Mai știi? De eu eram la modul, hai că nu sunt singur. Bă, spune-ți că la nu... Ia uite, nu atunci cu spate. Stau singur aici, pe plajă. El e copilul mării, eu sunt copilul plăjii. O plajă largă de minciune ai, bă, huă, luate arvalul. Dă-i rei ca o sirenă, așa. Și eu mă făceam ca am poftă de apă, numai să nu stau pe acolo, să nu te văd, știi? Bă, nu știu, îmi place să mă prostesc, dar nu sunt, nu știu să not clasic foarte bine. De exemplu, ai văzut cum oamenii ca lumea înot așa? Da. Eu pot așa și câinește. Trigem la... Bă, cât de relaxant e. Și mă și imaginez ca un bișon așa. Și știi că ai văzut câinii când înot, au și timp să uite stânga-dreapta. Se asigură, mă. Așa îmi dau cu apă în ochi și nu-mi place. Dar cine te-a învățat să înoți? Spaima. Spaima. Să-mi dai și mie numărul. Bă, m-a speriat odată. Bine, la mine n-a fost aia clasică, că majoritatea bărbaților din neamul meu au trebuit să treacă printr-o traumă ca să învețe să înot. Păi m-a aruncat tata când era mic și... Sau m-a aruncat ăla în apă și nu știam și am învățat și... La mine e clar, dacă m-a aruncat cineva în apă în starea aia, eu muream. Aici nu... Punct! Nimic! Punct! Și chiar îmi luasem o frică destul de mare de apă pentru că am fost odată cu taică-mă când eram mic la Laguna Albastră, la acolo, știi, unde s-au luat ciuperci. S-au luat ciuperci, da. Și am fost eu acolo. În capul meu, nu știu, aveam impresia că știam să not. Eu neînotând. Niciodată. Da, dar am avut... Și am coborât pe la mijloc piscinei. Și n-am dat de pământ. Și eram... M-am panicat, efectiv. M-am panicat. Mi-am dat seama, așa se moare. Acum înțeleg care e faza cu necatul ăsta. Nu-mi joc cu taică-mă, că m-a ținut acolo și m-am bindat bara aia. M-a ținut acolo. Da, da.
Shit will be over soon. Și, dar chestia aia nu m-a învățat să not absolut deloc. Cum am învățat să not? În piscina de copii a unor verișori mici. Da, atingeai pământul. Și cum e piscina? Păi apa ți ajungea până aici. Și cum căcat ai învățat? Te puneai pe burtă? Pa, făceai pluta așa. Și după aia făceai așa. Și mergea. Mergea? Și am luat chestia asta și am dus-o la... nivelul de artă. La un nivel, da, da, la un nivel mai mare. Deci așa am învățat. La mine n-a fost. Trauma, în traumă puteam să mor. Trauma nu m-a ajutat să fac. Nu. Eu am învățat în calm și relaxare să not. Așa aș vrea să învăț și eu. Sunt. La vârsta venerabilă pe care o am, aș vrea să învăț și o să învăț să not. Aș vrea și eu să învăț să învăț să not. Da, hai, înțeleg. Da, capul meu prăjit. Păi te lași să înveți. Că n-ai fost pregătit. De-aia trebuie să te lași... Nu, trebuie să înveți să înveți chestii. Bă, e profund. Și prostesc. Și prostesc în același timp. Dar profund. Deci aș vrea să mă învețe cineva să not. Tind să cred că aș învăța mai bine să not de la o femeie. Nu știu de ce am chestia asta. Că știi că trebuie să pună mâna pe tine cineva. Aline, bă, Aline, bă. Mă, Aline, mă, când te văd că gândești așa puieril, mă apucă cu năbădăi. Dar să pună, domne, mâna pe mine dacă așa se învață. Da. Bă, da. Deci, fost fan pe în principiu, piscinele nu... Cred că m-aș distra totuși la piscină dacă revin la ideea că dacă știi să not. Dacă nu știi să noți la piscină, ești ca un cup de gheață în deșert. Adică n-ai ce căuta acolo. Vezi apa aia, îți face pofta, ai vrea și tu, dar știi că din momentul ce ai atins-o, viața ta nu o mai e a ta. E a valurilor. A valurilor stătute. Da. În rest... Păi da, stai puțin, mă, că la piscină oricum cam stai în picioare în piscină. Da, stai în picioare. Eu ultima oară când am fost la piscină am fost la, bă, la Herculane, la... Adică să la și intru. La Sulf, acolo. Nu, mă, la, cum e, 7 izvoare? Ăla, acolo. Aha, da, da, și am stat în picioare acolo. Am mers eu un pic mai încolo, m-a luat cu panică. Mă, mai duc eu, mă, ține-te de mine. Tași, bă, din gură. Bă, nu mă țin eu de mal, că de mal nu se mișcă, tu te miști. Lasă-mă, bă. Nu, da. Dar trebuie să învăț să nu. Trebuie să fie cineva care să mă învețe să nu, dar calm, 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 ca apa din cadă. Mă, lași să te învăț, bă, să nu. Nu, ești femeie. Bă, mă, cineva care chiar să știe că tu ai fi la modul, tu m-ai învățat să not, adică cât de cât, bă, fă așa, fă așa și la un dar moment... niște elemente lipsă tot le-aș păi asta și când te întreb, bă, și acum... vrei ceva de băut? Păi cum simți tu? Păi cum simți? Cum simți tu? Hai, vreau. Bă, mi-au mâinile de pe tine. Să iau mâinile de pe mine. Și momentul ăla nu-mi place. Da, poate te-aș lăsa, mă, să-mi predai așa, baza. Mm-hmm. Dar să nu fie multă lume în jur. Vreau un calm, să fie calm, liniște. Mm-hmm. Mm-hmm. Dacă sunt oameni care simt că ar râde de mine, mă, imediat mă pierd. Da, da, aia așa, majoritatea râd de tine când... Da. Când ha, ce prost ești. Da, da. Aia. Și nu poți să-i spui prost ești tu, că zici karma că ți arată ea după da, pe da. Imediat, știi, la modul... Săptămâna asta m-am întors back to the roots. Adică? Back to the oamenii peșterilor roots. Așa. N-am avut curent o mare parte din săptămâna asta. S-a întâmplat o încurcătură la cez în care... Ce? Să sun la cez. Domnule, n-am curent. Ați încercat să lăsați geamul și ușa deschisă să vedeți dacă se formează? Nu, se întâmplau chestii mult mai ordinare de atât. Mă rog, ideea e că s-a făcut o încurcătură și banii mei de pe factură s-au dus către altă factură, nu știu, către alt punct de consum. Nu știu, a fost un foarte dubios, oricum. Și m-au lăsat, dar faza e că s-a nimerit să n-am curent fix când se luase curentul pentru că lucrau pe stradă, se luase curentul pe toată strada. Și logic asta nu m-a făcut să mă panichez la modul, asta e, aștept până ziua următoare că sigur vine. Nu. N-a venit și a durat vreo 3 zile cred că am stat fără curent. Norocul meu e că veneam noaptea acasă și practic doar dormeam. Dar așteptam. De-aia tu lanterna acolo. Dar eram, asta am uitat-o de atunci. Dar înțeleg oamenii cum de-abia așteptau să se facă zi, ca să vadă ceva, ca să... Că nici nu puteam să pornesc lanterna, cum se consuma bateria, trebuia să mă țin a doua zi. Bă! Doamne, cum o gândeai de bine. Da. Exact ca oamenii peșterii, că și-a doua, da, nu și-a puneau telefoanele.
Da. Și le lăsau așa. Da. Și bă, a fost dubios. Și sunt recunoscător, bă, pentru ce, pentru condițiile pe care le avem acum, de vezi, care bă, nu ești recunoscător. Vezi. Andrei Iulei. Știu, tată. Și știi când am trecut, dar s-a rezolvat, a fost vina lor până la urmă. Da, e o chestie puțin mai complicată. Lumina deocamdată, știi că sunt niște încurcături cu utilitățile la mine și alea. Dar ideea e că, da, totul s-a rezolvat extraordinar. Ai făcut scandal? Am făcut scandal, da. Am făcut scandal. Am făcut mult scandal și eu nu sunt genul care face scandal. Ai spus cumva în tot scandalul ăsta expresia, dar nu e posibil așa ceva? Știind clar că e posibil așa ceva, că tocmai se întâmplase? Nu. Mă așteptam, eram conștient întotdeauna de ce ar zice taică-meu. Și încercam să ocolesc puțin vorbele alea, nu știu de ce. Dar da, cel mai nașpa a fost când, cum, 2 zile, 3 zile, care m-am trezit, băi, cum m-am trezit, cum m-am certat cu două persoane legate de chestia asta diferite și aparent, bă, calmul nu aduce foarte mult. Atunci când te ceri cu lumea, afli chestii și știi? Adică totul spun e clar, totul e limpede și pe aia știi ce să faci. Că așa lumea, bă, nu. Și, deci a fost super frustrant pentru că am vorbit într-o zi, am vorbit cu 5 sau 6 operatoare de la ăștia, de la ce? Electric. Da. Bă, și cât de frustrant e când oamenii ia, fiecare zice câte o chestie diferită. La modul, nici ei nu știu ce căcat fac. Ei pot să caute niște chestii, dacă le spui tu ce să caute. Așa, n-ai ce. La call center, nu? Call center și ăla. Și a fost... și apreciez foarte mult când cineva îți dă impresia că te-ar ajuta. Că, da, facem și nu știu cum și haide să verific și... nici nu contează că e bine ce zic ei. Da, te liniștește și... să dau așa o stare de bine, da. E foarte... Da, în general, da, dacă ești calm și așa, rare ori rezolvi ceva, da, trebuie să te înfoi un pic, pentru că, nu știu, așa funcționează lumea. Da. Și zicem, cu dăla, cu, zi-mă cum dracu se numește, cu protecția consumatorului, cu ăla. Bă, da, se sperie când aude protecția consumatorului. Da, aparent, da, iar se sperie. Which is good, înseamnă că funcționează. Da. Și a fost super dubios. Așa am pățit și noi când ne cumpărasem frigiderul și ne-au trimis alt frigider. Mm-hmm. În locul celui pe care îl comandasem de fapt. Frigider mai scump, de altfel, pe care ne-au trimis. Mm-hmm. Și fiind în tumultul ăla al mutării și așa mai departe, i-am zis ălora, bă, îl păstrăm pe ăsta, pana mea, că na, până la urmă e greșeala voastră, dar să ne trimite și garanția la el. Ăștia că nu vă trimite nicio garanție, că dacă vreți venim noi, vă luăm frigiderul, dar să nu-l coborâți la scară, ceva de genul. Ce să fac? Prieten, nu facem treaba asta, a fost greșeala voastră și e, și într-o săptămână sau 15 zile soluționăm, prieten, nu stau fără frigider 15 zile, ești nebun la cap. Și o ținusele că nu, că nu, nu o să vă trimitem ălea. Și până la urmă le-am zis, băi, o să ne adresăm protecției consumatorului cu următorul text. Și le-am trimis textul pe care urma să-l trimit apă. Bă, în 24 de ani ne-au trimis garanția, frumos. Rezolvat, s-a putut, știi cum? Da. Dar oamenii încearcă. Și nu înțeleg, frate. Bă, dacă știi că greșești, mai ales că ești dita mai companie. Altex atunci, în speță. Ce căcat stai pentru... Era diferență de 1 milion, adică ce pierdu Altex-ul, frate, 1 milion. Oricum îți iau, vând produsele la magazine din România mult mai scump decât ți le vând cei din afară. Ca idee așa, nu că ar fi asta... Da, băi. Dar e da. Asta. Nu, cearta rezolvă. Cearta dulce mult aduce. Corect. Asta am descoperit săptămâna asta. Da, și într-adevăr apreciez lucrurile atunci când nu le ai, cum zisești tu atunci de faptul că n-aveai curent. Și acum când a venit curentul, parcă ești la modul, bă, da, uite, da, ai lucruri uite, pe care să le apreciezi. Așa am avut și un moment de genul ăsta când a fost furtuna aia atunci. Ne ploua foarte tare. Și pe afară se auzea vijelie, ploaie și o să team în pat pe o saltea confortabilă învelit într-un cearșaf fin, buhăit așa puțin de căldură. Și mă gândeam, bă, vere, sunt oameni acum care n-au, frate, unde să stea. Chiar e mișto, vere, că, bă, ai unde să stai, ai un loc al tău, nu ești în ploaie. Și tu când erai acolo, Loredana, mi-e puțin călduț. Nu vrei să crăpăm puțin geamul?
Ia lasă furtuna aia încoace puțin. Săptămâna viitoare nu avem episod. De ce? Poți să spui și mie de ce? Te pentru că acum merit și eu să fiu lăsat în apele tale. În apele mele. Că mă duc în concediu, bă. Unde te duci, bă? Ia zi. În vamă, bă. Mă duc în vamă. Ai tiruri acolo? N-am fost niciodată în vamă. Ai tiruri în vamă? Da, ai fost în vamă? Ai fost în vamă? N-am fost în vamă. Îmi trebuie să-mi fi în vamă, mai ai fost în vamă. Nu am fost în vamă. Puteam să jur că ai fost în vamă. Pargen. Da. Da, o să fie un festival de dans. Preț de o săptămână. O săptămână, Andrei. La ce preț? Deci am timp până atunci să dau două straturi de piele jos de la arsura de ca să le pui la ieri. Da, da. Și o să fie mișto. Eu zic că o să fie mișto. Dans pe plajă, dans la hotel, dans la piscină. Fete pe plajă, fete la hotel, fete în piscină. Piscină. O să fie, da, o să fie. Să ții protecție solară. Să te dai cu popiele. Să nu te prind că vine roza. Să mi aduci mie ceva. O scoică. Ceva gratis. Adu să văd și eu. Da.